cele. O seară cu cântec, seara noastră e. O seară cu cântec, la Etno TV. Dacă e marți, e o seară cu cântec. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Bine și unii bine au venit pentru prima dată la noi la o seară cu cântec. Bună seara, Constantin Măgureanu! Bine ai revenit! Bună seara, bine că te-am găsit acasă, da, și pe toți cei care se uită la noi. Știam că suntem tu... deja 3.333. 34 acum. 34, să știi. 34? Da, deja a intrat acum. Nu-mi place, mă, numărul ăsta, 34. 33 îmi place. Da? De ce? Da. Foarte ție noroc. Păi am vorbit cu George. Da. Am și înțeles. Și George mi-a zis, băi, Măgureanule... Păi dacă mă uit la George Rotaru, bună seara, George Rotaru, deci Doamne. George e american, american. Doamne! Bună seara, bună seara, ne-am vorbit. A, puțin da? A sortat așa, da, de la cu alb. Vreau să spun că, dragii noștri de acasă, noi doi suntem prieteni pe Facebook și am văzut o postare azi dimineață, a ieșit tip-top dintr-un salon. Aha, și eram aha. Foarte curios să văd live. Așa, aplauze, și... i-am dreptate, dragii mei. Da, de la Salonic Mar, da, bună seara. Da. Pentru prima zăpada, dată la noi la o seară cu cântec. Bună seara! Bună seara, bine și la mulți ani, doamna Clara! La mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani, doamna Clara Marinescu! Pentru prima dată la noi la o seară cu cântec. Și nu avem emoții, da? Încerc! Bine, succes! Încerc, vă ținem pumnii! În stânga mea, cine se află? Cine se află? Nimeni altă decât Maria Butilă! Bună seara, Măriuță! Bună seara! Bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu alături de voi, mă bucur că v-am găsit sănătoși și la fel de voioși și vă doresc în continuare să aveți emisiuni foarte frumoase, să-i delectați pe ascultătorii, pe telespectatorii noștri, vezi, defectul de radio, da, da. Pe telespectatorii noștri cu cea mai bună muzică, să fiți sănătoși și... să auzim de bine. Doamne ajută! Doamne ajută! Vii mai des cu la noi! Simona Dinescu, bună seara, bine ai revenit! Bine te-am regăsit! Mi-era dor de tine! Și mie! Garantat va fi o seară la înălțime, pentru că avem colegi atât de dragi, nerea dor și nouă. Salutăm cu drag... înalți ca noi, da? Da, da, da! Salutăm cu drag pe toți cei care, cu siguranță că ne și iubesc, ne și urmăresc. Un alt om minunat pe care îl iubim este vorba de Virginica Neagu. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine v-am regăsit! Ca, și, ca întotdeauna eu vin cu cineva de mânuță, așa, care mi-e tare dragă, o fată pe care eu o respect și o și iubesc în același timp. Cu, te las pe tine să o prezinți. Maria Dudău! Sigur, bună seara, Măriuța! Bună seara și bine v-am regăsit, vă spun și eu. Sunt foarte bucuroasă să revin aici la tine în emisiune și să mă întâlnesc cu artiști dragi. Și vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei Virginica pentru toată încrederea pe care o are în mine și mulțumesc că sunt alături de dumneai în această seară. Ce cuvinte frumoase și alese! Merge și partea cealaltă. Ia uitați, Anca Panțuru a revenit alături de noi, mai frumoasă ca oricând. Bună seara, Anca, bine ai revenit. Mulțumesc din tot sufletul. Bună seara, bună seara. Mă bucur nespus de mult că sunt din nou alături de tine și de telespectatorii dragi, alături de interpreți deosebiți și sperăm să facem o seară așa, la înălțime. Cu siguranță, datorită vouă. E obișnuit pe telespectator, nu? Mulțumim din toată inima. Eu Plinus vă mulțumesc. Pătaru. Bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bine te-am regăsit, Adriana. Mă bucur să revăd colegii dragi și vreau să salut cu drag toți telespectatorii care ne urmăresc în aceste momente și sunt alături de Etno TV și de emisiunea ta. Da, tu n-ai venit singur? Bineînțeles că nu. Ca de fiecare dată am venit cu colega mea, Maria Pană. Bună seara, Maria! Bine ai revenit! Bună seara! Bine v-am găsit, mulțumesc din nou pentru invitație și sunt convinsă că va ieși o seară minunată alături de toți cei de aici din platou. Bineînțeles. Și îi salut și pe telespectatorii noștri dragi și le mulțumesc că ne urmăresc. Cum să nu? Mihai Ancuțurea, bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Aceleași vorbe frumoase, mă bucur, mulțumesc Cora, te iubesc și ce să spun mai mult? Ce să spun mai mult decât să cânte muzica? Opa, Cora, ai auzit, da? Bun, cum să nu? Și dacă ne era dor așa de glasul său duios și ne era dor să o revedem la noi la o seară cu cântec și vreau să-i spun și să-mi promit așa în fața întregii națiuni că va veni mai des la noi la o seară cu cântec doamna Maria Butilă, căci despre dânsa este vorba. Un om minunat, un om drag sufletului nostru. Măriuța, ai luat microfonul? Nu. De ce? Nu mai vrei nu să vreau. Spui? Da, tu, dar trebuie să mai spui ceva, nu tu. Vreau, ba da, eu vreau. Eu vreau pentru că noi, înainte de a intra în direct, noi la machiaj mai bârfim așa, ca între fete. Și vreau să vă spun că Maria Butilă are, domnule, un băiat extrem, extrem de frumos. Un băiat talentat. Are și cu cine se semene, într-adevăr. Nu știu dacă și el cântă sau nu.
Nu mai cântă. Nu, de ce? Pentru că... A și oftat. Pentru că ia, l-au copleșit emoțiile. Sau fetele, ia zi. Sincer. Nu, l-au copleșit emoțiile. Așa. Eram la un spectacol, țin minte, în comuna mea natală. Da. Și am urcat pe scenă, a urcat și el... Și la un moment dat, prezentatorul i-a chemat pe părinții mei din sală pe scenă. Și atunci copilul meu a început să plângă și a zis: mama, nu mai pot să cânt, m-au copleșit emoțiile. Și de atunci nu mai cântă. Nu mai cântă. Nu mai cântă. A, cântă. Nu-ți spun ce radio ascultă. Așa? Atunci când face duș. Da? Ce radio? Da, este un radio pe care se difuzează muzică populară și lăutărie. Da? Foarte bine. Îl salutăm, îl îmbrățișăm. Acum l-am vrut. Așa, am auzit că e un băiat tare cu minte. Da? E cu minte, cum foarte să nu? Cu minte. Foarte cel mai cu minte, băiat. Vei fi cea mai bună soacră din lume sau nu? Nu promit. Bine, până atunci să te ascultăm cu Ceteruica.
frumoase și alese pentru noi, pentru emisiunea O Seară cu Cântec. Încă o dată îți mulțumim pentru că ai venit în această seară. Vreau să ne promiți că vei veni mai des. Mi-a spus și Cora acum, băi, Adriana mi-a promis că vine și uite că s-a ținut de cuvânt. O iubesc pe Cora. Știm asta. Și, și te iubesc și pe tine și vă iubesc pe toți colegii mei și iubesc pe telespectatorii noștri care își fac timp să ne urmărească și în special pe cei cărora le place muzica populară și apreciază ceea ce facem noi aici. Și faptul că noi ne prezentăm în fața oamenilor cu zâmbetul pe buze, asta nu înseamnă că acasă nu avem probleme și probleme necazuri. Și necazuri. Așa este. Iar nu vreau să neapărat să mă justific, însă în ultima perioadă am trecut prin într-un necaz, l-am pierdut pe tata și de asta nu mi-am permis să vin și acum când am văzut că ați început cu Ceteruica, dragă mie, așa mi s-a părut un pic parcă cu jind, așa parcă mi s-a pus un nod în gât, dar asta este, suntem artiști și trebuie să trecem, trebuie să trecem peste bune, peste mai puțin bune. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dăruit, pentru, mai înainte vorbeam despre copilul meu, despre familia mea minunată, despre socrii mei care mă ajută și fără de care nu știu dacă eu aș fi fost atât de prezentă în emisiunile voastre. Vă mulțumesc și vouă că mă apreciați foarte mult și că vă doriți. Acum am văzut cât vă doriți să vin eu în într-adevăr, emisiunile voastre. Într-adevăr. Mulțumim, vă mulțumesc. Mulțumim, Maria Bătila. Mulțumim în toată inima. Maria, da. Maria a prezentat cel mai frumos șlagăr al Ardealului. Ea e generația mea și eu sunt generația ei. Așa este. Și generația ne respectăm și nu neapărat de aur. Vino lângă mine, hai, vino, dacă tot ai preluat comanda așa, vino lângă mine, dragul meu, că trebuie să vorbim și cu bine tine. Bine ai venit așa la București, Maria. El este coprezentatorul meu din seara asta, Marie, și de-aia. No, nu-mi, da. Nu-mi place. Nu-ți place? Cum îmi place ție să cânți cu microfonul așa, nu-mi place mie să prezint. Bun, da. Atunci vreau să ne cânți. Da, albă ca zăpada, da. Te-am văzut că ai ieșit de la coafor. Să știi că aștept piticii. La Vic Marte ai făcut, nu? Da, la... Frumoasă. Margareta Mihai, măi. Margareta? Merg pe drum și mă gândesc. Care e rostul vieții mele pentru toți colegii mei? Constantin Măgureanu. Pentru Sebi. Merg pe drum și mă gândesc care e rostul vieții mele. Stres sau sănătatea că-mi plătesc-o pentru ele. Merg pe drum și mă gândesc care-i rostul vieții mele. Banii, stres sau sănătatea că-mi plătesc-o pentru ele. Care-mi e câștigul viață și rostul de acest pământ, dacă pentru tot ce am viața mea la schimbă. Unde stai tinereții, unde-s dragostile mele, tot cu ochii după bani am trecut pe lângă ele. Să-mi fure dreptul la viață și să-mi risipească anii. Stau lume și mă socor, dacă au meritat toți banii. Să-mi fure dreptul la viață și să-mi risipească anii. Care-mi e câștigul viață și rostul pe acest pământ, dacă pentru tot ce am viața mea la schimbă. Unde stai tinereții, unde-s dragostile mele, tot cu ochii după bani
pentru o zi de tinerețe m-aș băga dator vândut. Dar banii sapă de ploaie și cum din așa sedut. Pentru o zi de tinerețe m-aș băga dator vândut. Dar banii sapă de ploaie și cum din așa sedut. Și pe ultimul loc banii. Viața mai întâi de toate sănătoși să fie ani. Dragostea și fericirea și pe ultimul loc banii. Care mi-e câștigul viața și rostul de acest pământ, dacă pentru tot ce am dat viața mea la schimb. Cine credeți? Veșnicul trubadur, dar și îndrăgostit de cine? De muzică, bineînțeles. George Rotaru! Și de viață, auzi ce spune Costică Măgurean, și de viață. El poate să-mi spună. Bună seara, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, frumoasă, așa cum a spus el, albă ca zăpada. Eu alb, tu un alb. Auzi? Alb și negru, da. Te iei des acum? Non-culori. Da, îmi place foarte mult. Vreau să vă spun că pe lângă proiectul muzical pe care l-am început cu binecunoscutul Raul. Raul, pe care îl salutăm. Salutăm. Te pupăm, Raul. Îl salutăm. Acest sacou este de la el, să știi. Adică mi l-a făcut cadou. A zis, George, pentru colaborarea noastră, acest cadou plus 20, încă 23. Oh, deci, bine că are cine le purta, știi? Și... pe lângă proiectul cu Raul, mai am un proiect cu frații Vasile. Așa. Deci toată lumea știe ce compune, ce scrie Raul. Admirația noastră pentru el. Și frații Vasile este un proiect mai nou, da. Și lăsăm... veți veni la noi la O Seară cu Cântec. Oricum, da? Vă așteptăm cu brațele deschise. Până atunci, dar eu continui să te iubesc, George Rotaru! Castane s-au scuturat, dar să știi că încă n-am uitat cum în părul tău îți spuneam flori și te desmierdam din noapte în zon. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost.
zile de nopți te-am așteptat, colo-n colț sub tăiul cel rotat, ca să ies în cale, să-ți dau flori, dar m-ai înșelat de-atâtea ori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost. S-au spulberat. Te văd uneori, frumoasă-mi ești, ochii-ți sunt griști, dar tu zâmbești. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, viața mea fără tine n-are rost. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, eu continui să vă iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Hai cu toții! Și... Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără etno n-are rost. E, bine! Fii atent, am o întrebare pentru tine. Spune, pentru cine ai compus sau pentru cine e dedicată această melodie, mai exact? O dedici cuiva? Sincer. Atât de mult și atât de frumoasă melodia, încât e dedicată tuturor, să știi. N-am cum să... Nu pot... Auzi? Pot să-i spun numele? Ia zi. Da? Ai răspuns precum dacă ai fi acolo la cele 40 de întrebări la Denise Rifai. Așa. Cam așa ai răspuns. N-ai cum, la melodia asta... Nu, sincer. N-am cum. N-ai cum. Nu există o persoană anume? Nu, am pentru toată lumea. Adică atunci când cânti, nu simți așa un fior? În stomac. În stomac, păi știam că zic. Dar nu vrei să ne spui numele. În stomac. N-am... Data viitoare. Gata, l-am emoționat. Mulțumesc din suflet. Da, ce zonă, l-am încurcat puțin așa, bine, am complotat, recunosc cu Constantin Măgureanu, să vedem dacă aflăm ceva de la el. Băi, Costică, n-am aflat, poate data viitoare ne va spune despre cine este vorba, da? George? Bine. Ia-l încet că spune. Ia-l, da, bine. Bun, chem alături de mine o mamă deosebită, o mamă iubitoare, o soție fidelă și e foarte frumoasă, o voce sensibilă, dar și o asistentă, domnule, pe care o iubesc tare mult pacienții, pentru că eu am vorbit așa cu o parte dintre ei. Este vorba de Simona Dinescu. Mulțumesc! Bună seara, bine ai revenit în primul bine rând. Bine v-am regăsit. Și vorbeam de pacienți, chiar zilele trecute am vorbit cu cineva care a fost la tine la cabinet și mi-a zis, domnule, are o mână atât de ușoară că eu nici nu simt când îmi face injecție. Există un secret? Da, mergem tot firea, da. Da? Da. O fac mai... cu pasiune, cu drag. Le mai și cânti pacienților? Le mai și cânt, da. Aha. Da. Dar eu am auzit că ai trecut așa, exact cum ne spunea și Maria Botile, mai trece prin momente așa mai grele în viața noastră. Eu am spune că n-au fost chiar atât de grele aceste momente, pentru că ai fost mai mult timp alături de soțul tău și l-ai îngrijit. Am dreptate? Da, măi, păi a trebuit să demonstrez că sunt asistentă și acasă. Așa. E adevărat, el a făcut o formă mai urâtă de COVID, o pneumonie virală. Așa. Și a trebuit, după 20 de ani în care m-a servit cu cafea, a trebuit să-l servez la tavă. Bine, domnule! A trebuit...
A trebuit să-i fac cafeaua și de-abia așteptam să se facă bine, că n-aș mai fi suportat să mai beau cafeaua aia. Da. Dulce, amăruie să sau? Să știi că, da, nu e prea reușită cafeaua mea, e mai reușită a lui. S-a rezolvat, deși am stat cu perfuzii, n-a fost ușor. Oh. Da, dar mulțumesc celor care mi-au fost alături, finul meu asistent la UPU Târgoviște, Cătălin Constantin, și medicilor care m-au susținut și care mi-au oferit medicația pe care eu doar i-am efectuat-o. Bun, a avut noroc să ai și o asistentă acasă și să-ți mai și cânte, să vine și cu tava. Bine, deci să știți că vin la pachet. Așa, perfect. Să nu o supărați, da? Bine, până atunci, Simona, cânte-ne. Cu drag. Simona Dinescu.
și de fiecare dată ne aduce așa sensibilitate în platou cu aceste melodii alese pentru noi, dar și pentru cei de acasă. Ia aminte, trebuie să lași urme pe pământ. Așa este, da. Aș vrea doar să menționez că acest cântec, ca și cel care o să urmeze, este orchestrat de Valeriu Cașcaval, așa remarcabil, și îi mulțumesc cu drag. Mulțumim, domnul Valeriu Cașcaval, mulțumim din toată inima. Ne mergem mai departe și chem alături de mine. Domnule, nu știu dacă e căsătorit sau nu. Este căsătorit? Crinu Spătaru? Nu știu. Nu știu? Nu știu? Bună seara! Că bună nu știu. Este un mister. Așa că te-am regăsit, Adriana. Mă bucur să te revăd. Și noi ne bucurăm. Serios, nu? Da, să știi da, da, că așa îmi zic colegile și la puțin serviciu. Puțin mai sus cu microfon, așa? Mister. Mister. Da. Mister de la sau mister? Da? Acum nu știu, trebuie să le întreb pe ele ca care e conotația. Da, și care e statutul tău? Trebuie să le întreb pe colegele tale dacă ești singur? Dacă îmi dau voie, dacă... nu? Așa? Nu, a? Nu sunt căsătorit, nu. Nu. Singur? Singur. Singur, fetelor! Singur, ia uitați aici ce băiat frumos avem! De fiecare dată la o seară cu cântec, noi așa mai găsim jumătăți. Așa, așa, da? Da, da, da. Cum trebuie să arate viitoarea ta? Iubită sau soție, depinde? Mă, să aibă două mâini, două picioare. Bun, să știe adică să gătească. Să fie întreagă. Să știe să gătească, da, că să vede. Nu, da, așa, da, da, da. Care e mâncarea ta preferată? Nu știu, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Bun. Mănânc orice. Adriana, Adriana l-ai speriat. Ai zis că la Edno se găsesc jumătăți. Păi el vrea întreagă. Bravo, bună remarcă. Măi, vrea sufletului, da, măi. Ia. Da? Platou, ce indicație. Bogdan, da. Păi nici el e căsătorit. Stai liniștit. Domnule, așa, așa, așa. Bogdanel al nostru. Nici Bogdanel nu e. Dar n-ai arătat pe unde. Ce n-ai zis, măi, Bogdanel, că nu ești căsătorit? Cum vine o fată frumoasă cum Bogdanel? Da, da, păi mă rog. Aha, bun. Vrei tu să spun asta, Corita? Bun, am așa un mesaj eu pentru tine, dar și pentru cei din platou. Mai ales pentru tine, așa, dragul meu. Da. Să-ți mai treacă din emoții, debutantule. Vei cânta după publicitate. Da, sigur că da. Pauză și revenim. Ai fost tânăr, tată, am aflat. Ai iubit mândruță multe când te-ai însurat. Nu te supăra, bătrâne, asta este viața. Mândrele rămân miezele cu zâlceața. Nu te supăra, bătrâne, asta este viața. Mândrele rămân miezele cu zâlceața. Când săruți fetele pe buze, dar să știi, băiete dragă, viața-i cu surprize. Viața este cu surprize, să știi de la mine, că te-am tras eu pentru ele când eram ca tine. Viața este cu surprize, să știi de la mine, că te-am tras eu pentru ele când eram ca tine. Băiete dragă, cât ești tinerel, nici eu nu mă las bătut, nu-s chiar bătrânel. Am iubit și-am să iubesc, băiețelul meu, până zilele mi-or trece de la Dumnezeu. Nu te supăra, bătrâne, dar ți-a trecut vreme, de-acum toate mândrele ție zic mene. Lasă-mi tată mie, mi-o cam să fac la fel, să iubesc mândruțe multe, că sunt tinerel. Nu te supăra, bătrâne, dar ți-a trecut vreme, de-acum toate mândrele ție zic mene. Lasă-mi tată mie, mi-o cam să fac la fel, să iubesc mândruțe multe, că sunt tinerel. Dedicație specială pentru tatăl tău, nu? Da, sigur că da.
Și uite că tot vorbeam de însurătoare, s-a legat cumva cu întrebarea ta, nu? Te rog, Adriana, să-mi permis să salut și eu colegii de serviciu și neapărat pe doamnele bucătărese, pentru că au grijă de copiii noștri, și pe doamna șef complex Elena Pârvă, o salutăm și o pupăm cu drag. Pune-te bine, bine, cu ceva, cum să nu. Da, Costi, voiai să spui ceva? Vreau să spun că băiatul ăsta frumos e cam talia lui Cornelia Duță. Da. Așa? Se potrivește de minune, Cora. Regia, da, au spus și ei la fel. A continuat. Nu-i așa, Dan? Regizăm o nuntă în direct, nu? Da, cum să nu? Vorbiți după emisiune. Da, sigur. Hai că e bine, viitorul sună cura. Bine. Cum să nu? Mulțumim, Crinu. Așa că tatăl lui Crinu Spătaru, să știți, mai există speranțe. Îl salut că e plecat și l-aștept acasă. Da? Da. Unde? Nu știu prin ce țară să plimb bagul. Cred că era în Franța ultima dată când am vorbit cu el. E șofer pătire. A, bun. Îl salutăm și îl îmbrățișăm. Mulțumim din suflet, Crinu Spătaru. Și chem alături de mine un om drag sufletului meu, dar și al dumneavoastră. A venit din nou cu melodii alese și culese pentru telespectatori. Este vorba de nimeni alta decât Virginica Neagu. Bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, puțin mai în față. Draga mea Adriana, lasă-mă să-mi salut și eu toți prietenii mei. Așa. Vreau să-mi salut Elor Manelii, familia. Așa. Să o salut pe mama mea, că știu că acum este în fața televizorului și se uită la mine și mă privește. Mama mea, este dor de tine, promit că voi veni acasă săptămâna asta. Fratele meu, cumnata mea, nepoți și toți prietenii mei, cei care mă cunosc. Vreau să-mi salut nepoții mei. Vreau să-l salut pe Florinel Măgureanu, care este un curajos. A rămas la țară lângă bunica lui și chiar vreau să spun că este un copil descurcăreț, să știi. Dar și pe Antonio îl pupăm. Și pe Antonio stă lângă părinți acum, dar eu am vrut neapărat să-l salut pe Florinel, pentru că el a fost un curajos și a zis: mami, eu rămân acasă cu mama e, are o cățelușă pe care o îndrăgește. Eu știu. Da? Așa. Și o găsi acasă? Asta e, deci, surpriză. Dezastru, Vera, să te pregătești. Vera, te pupăm, te îmbrățișăm și te iubim tare, tare mult. Știm că ne urmărești în acest moment și gătește dumnezește. Promit că voi veni la sarmale. Ți-am promis și ție, dar și lui Costi. Așa că să nu fii supărat pe mine, da? Voi ajunge în curând. Bine? Da, e supărat. Asta e un atunci când de Virginica Neagu. Dar dacă dorul te apasă, te poate că nici nu-ți poate.
și-o dat seama ce-a pierdut, firarii l-au furisit. C-or veni și zile bune și-o plânge el după tine. Și-o dat seama ce-a pierdut, firarii l-au furisit. Ceva așa, mi s-a părut mie. Ia spune tu. Păi da, un blestem de fată. Așa? Să-i întorc spatele, da. Nu? Da, este ca șopovață, pentru că așa, viața trebuie să o luăm cu bune și cu rele și trebuie să mergem mai departe, nu? Așa este. Mare, nu? Da, exact. Spune, Virgil, lasă. E pus pe șoti, da? Deci am venit pus pe șoti. Așa? Da, da, da. Da, Adriana, deci este ca șopovanță pentru fetele care iubesc și sunt lăsate să meargă mai departe, că asta e viața. Și dacă se întoarce, să nu mai primim. Da. Tu știi, este alegerea ta. Mulțumim din suflet, Virginica Neagu, să știi că mult m-am uitat așa și stânga și dreapta și erau cam de acord așa cu mine. Dom'le, dacă na, te-a supărat sau te-a mai trădat sau înșelat, că tot aia e, așa, dom'le, nu-l mai primi. Sunteți de acord cu mine? Eu am fost de acord cu Costică Măgureanu, care a zis, ce ai zis? Deci e valabil blestemul ăsta numai pentru fata mare. Dar de ce? Păi ele sunt la început atunci. Hai, lasă-ne! Bine! Păi e valabil și pentru tine. Că... Și pentru... Păi, și tu ești nemăritată. Bine, bun, mergem mai departe și îl chem alături de mine pe Mihai Iancu Ciurea. Nu ți-ai dat seama, nu? Nu mi-am dat seama, nu mi-am dat seama, lasă, e mai bine așa, e mai bine. Nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Am venit cu murgul, că mă duce pe la toate mândrusele, așa. Cu murgul? Cu murgul, cu murgul. Și unde te duce murgul ăsta pe tine? Toate mândruțele. Uite, na, uite mă gura, ai văzut Costică? Ai auzit ce a spus? Vezi? Exact ce spuneam eu. Fetelor ați văzut, da? Ați auzit și voi? Păi dacă nu ești atent, murgul îl duce la mai multe mândruțe. Dacă el are o mândruță, ce caută el cu murgul la mai multe mândruțe? Așa este cântecul. Așa e cântecul și așa e întrebat. Când ești tânăr mai... Așa e murgul setat. No, vă zic eu, să le testeze de COVID. Asta e, da, cum să nu. Te ascultăm chiar acum.
spune, poți să te mai porți, stăpâne, bine cu tine am trăit și că timpul te-ai iubit, măi. Dar și voie bună. Și în această seară ni s-a alăturat Maria Dudău. E frumoasă, e talentată, e tânără, e la început de drum, dar cu siguranță vom mai auzi de ea, pentru că are o voce deosebită. Bine ai revenit, draga mea. Bine v-am regăsit, vă spun și eu. Sunt tare fericită să mă aflu aici alături de dumneavoastră și de telespectatori. Vreau să vă spun că în această seară o să cânt două piese în premieră, iar pe această cale vreau să îi mulțumesc profesoarei mele, domnișoarei Loredana Streche, pentru tot sprijinul acordat. Vreau să le mulțumesc părinților mei, familiei mele și să îi salut pe toți cei de acasă, telespectatorii, telormănenii și toți cei care ne iubesc. Pe cine mai salutăm? De acasă? Pe mami, tati? Părinții mei, familia mea și toți prietenii mei. Bun, și mulțumim și Virginica Neagu pentru că datorită ei. Da, bineînțeles, doamnei Virginica Neagu. Da, mai zis. Pe care o iubesc foarte mult. Cu tot dragul, întotdeauna. Deja suntem prietene foarte bune și chiar mă bucur că... Și pe mine mă onorează acest lucru. Bun. Maria, te ascultăm chiar acum. Oh,
costum superb, apropo. Vă mulțumesc să-l frumos. Să-l porți cu drag. Și dacă tot ai spus de costum, vreau să-i mulțumesc doamnei Viorica Mira pentru această ie minunată. Bun, perfect. Să-ți aducă mult, mult succes. Felicitări. Ei, chem alături de mine o bănățeancă de fală care a revenit alături de noi pentru că în această seară este atât de strălucitoare, parcă mai strălucitoare ca în alte dăți, frumusețe, talent, voce deosebită, Anca Banțuru! Mulțumesc din tot sufletul! Bună seara din nou! Ești tare frumoasă! Mulțumesc din tot sufletul, la cu mare fel! Drag, cu mare drag! Și vreau să-mi spui și cum se numește cea de pe cap. Da, deci, după cum vedeți, așa. Este o comașă sau da. Un gălan, așa se numește, și purtau femeile în zilele de sărbători, de joc. În zilele cu joc, cu horă în sat, atunci se aranjau, se chiceau și își puneau gălanul sau comașa. Regia, ce vreți, măi, să... dacă sunt de aur, din aur, ce vreți, ce vreți? Da? E, așa par, da? Nu-s din aur, dar... Nu spune că te așteaptă la ieșire. Nu, din aur, dar nu! Sunt din aur, dar... Nu, nu sunt din aur, nu, sincer, nu sunt din aur, nu. Nici aceștia? Nimic. Nimic? Nu. Nu cred! Nu cred! Dar nu și riscă femeia capul acum pentru... Ați auzit, băieți? Nu sunt din aur, dar vă spun eu unde le lasă după emisiune, da? Mergem la un suc. Cum? Cum? E, da, bine, dacă zici tu, Cora, eu zic să te ascultăm. Cu mult drag. Și ne bucurăm că ai venit în această seară. Cu toată inima, mulțumesc din suflet doamnei Cornelia și mulțumesc din suflet Adriana. Și oricând ți-e dor de noi, revii aici. Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult, da. Anca Panțuru! Cine parcă mi-arge inima. Trăiesc cu foc în mine, trăiesc cu patimă grea. Numai când gândesc la cine parcă mi-arge inima. Dorul suflet rămâne, bage dragă tu să știi. Că nimeni lumea asta mare nu-l poate potoli. Că ieri ce-am văzut pe stradă cu alta la braț erai. Ți-am văzut fața băgiță, fericit nu prea păreai. Că ieri ce-am văzut pe stradă cu alta la braț erai. Am văzut fața băgiță, fericit nu prea păreai. Dorul suflet rămâne, bage dragă tu să știi. Că nimeni lumea asta mare nu-l poate potoli. Dorul viață rămâne, bage dragă tu să știi. Că nimeni lumea asta mare nu-mi poate potoli. Astăzi plângem cu sufletul tot zdrobit. O ciudă iubirea noastră și cine n-o tâlăbuit. De-aia bage astăzi plângem cu sufletul tot zdrobit. Dorul suflet rămâne, bage dragă tu să știi. Că nimeni lumea asta mare nu-l poate potoli. Nimeni lumea asta mare nu mi-e poate.
și potreaua cu noi doi. Câte zile însorice petrecut am amândoi. Acum am rămas cu dorul și potreaua cu noi doi. Dorul suflet rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare nu-l poate potoli. Ne bucurăm că te simți bine la noi la o seară cu cântec. De fiecare dată mă simt bine, extraordinar, și alături de astfel de colegi minunați, interpreți de mare fală a României. Mulțumesc! Bun. Mulțumim, mulțumesc din tot sufletul, încă o dată doamnei Cornelia Duță și bineînțeles ție. Bun, mulțumim din toată inima! Chem alături de mine pe Maria Dudău. Nu? Pană. Nu? Maria Pană. Ah, Maria Pană, m-am zăpăcit, domne, și eu. M-am îndrăgostit, mă, fetelor. M-am îndrăgostit de melodia Ancăi, pentru că mi-a cântat atât de frumos. Și mai și glumeam și eu cu băieții acolo, că ne trebuie să mai glumim și noi, nu, Costi? Un miel de Paște. Da? Da. Mai Maria Pană. De Paște. Vrei să dau un miel de Paște? Da. Nu, pentru că nu vreau să sacrificăm ei. Sincer să fiu, eu nu mănânc. Am glumit. Așa? Era o glumă, nu mănânc. Bun. Ok, nu vreau violențe, nu. Mergem la Mușcel, sus la munte, să vedem ce găsim pe acolo. Maria? Da. Zici tu? Da. Nu găsim un miel. Nu vreau. Gata. Poate găsim un cioban. Vrea Cora. Cora, ai orientat repede. Nu mă las. Ai orientat. Nu mă las. Gata. Mielul tem de pe listă. Zici, Maria. Să nu dai de un berbec. Ia zi, Maria. Hai, zi, zi, zi. Să mă, dar nu te văd la stână. De ce, Maria? Ia zi. Nu știu, nu te văd, ciobăniță. De ce? Nu știu, dar ce mă mea. Vezi tu pe mine, Maria? Administrator. Cu banii? Da, ia zi. Director. Ha. Ce mă vezi? De mașina de marcat. La unde? La ciobănie? Mașina de marcat, mă, ce da? Administrator. A, măi, dar nu e adevărat, să știți, eu știu să fac și brânză. Cora, învață-mă, nu mai zi. Cora, spune și mie cum să fac. Da, Cora știe sigur. Cum să nu? Da, Maria știe. Pană, te ascultăm, draga mea. Thank you.
voi chema alături de mine o altă invitată pentru prima dată la noi la O Seară cu Cântec și este și ziua sa de naștere astăzi. Împliniți-o frumoasă vârstă, Clara Marinescu! Haideți să-i cântăm și eu la mulți ani, vă rog frumos! Mă ajutați? 3, 2, 1 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani, Clara! Mulțumesc tare mult! Sănătate! Mulțumesc tare mult! Dacă până acum am reușit să-mi țin emoțiile în frâu, acum aproape că mi-au dat lacrimile, vă mulțumesc tare mult! Și noi mulțumim din toată inima că ai venit în această seară și să-ți dea Dumnezeu tot binele din lume. Ești mulțumesc un om minunat tare și vreau mult să vii mai des la noi la O Seară cu Cântec. Promit că o să vin mai des. Până atunci, te ascultăm! Mulțumesc! Thank you.
vezi că acum căsuța e pustie. Ce mult aș vrea bunicii să mai fie și să mă strâng în brațe iubitor. Mi-e tare dor, mi-e tare, tare dor și să mă strâng în brațe iubitor. Mi-e tare dor, mi-e tare, tare dor. Copilăria mea, Doamne, dacă aș putea toată viața.
adus din nou prin această melodie și prin acest cântec pe care sunt convinsă că și cei de acasă l-au ascultat și deja văd lacrimi în ochi. N-am vrut să aduc tristețe în sufletele voastre, nici în inima voastră, dar în această pandemie, pentru că aceasta este o cântare rezultat al dorului de casă, de părinți, de oamenii satului, de jocul satului, de întâlnirile cu prietenii, de întâlnirile de la nuntă cu muzicanții, cu toți cei cu care mi-am împărțit eu binele și mi-am luat un respiro de la cântecele de voie bună și de viață și de lume, cum le spunem noi. Mi-am luat un respiro pentru că așa am simțit în această pandemie. Vrem, nu vrem, cu toții sunt afectați. Așa este. Și eu am fost afectată și mă bucur foarte mult că am fost afectată pozitiv. Iată rezultatul. Așa este. Mulțumim din suflet! Doamne, să mulțumim Maria Butilă. Costantin Măgureanu, vino, dragul meu. Nu știu dacă tu ești afectat de pandemie sau nu. Toți suntem afectați. Toți, nu? Domnul Arafat, încă o dată mesaj din partea noastră. Eu sunt vocea miilor de artiști, de muzicanți, de lăutari din această frumoasă Românie. Vă rog frumos să vă gândiți și la noi că de un an de zile n-am scos 3 cuvinte jumate. Așa că trebuie să găsiți o soluție să putem cânta și noi, da? Dacă n-ar fi Edno TV și să se fi gândit prietenul meu Silviu Prigoană la asemenea televiziune, noi eram morți și îngropați. Mulțumesc frumos, Silviu Prigoană, să fii sănătos și să rămâi același om pe care noi toți îl cunoaștem. Mulțumesc, Edno TV! Bine, avem și de făcut o dedicație pentru doamna Doina Simionescu, care te îndrăgește foarte mult și vrea să dedice din partea ta așa următoarea melodie. Te iubește tare, tare mult și îți cunoaște toate melodiile. Și doamna Gabriela Pavel. Cred că le cunoști. Da, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc din suflet. Cred că urmează piesa Roata vieții să opresc. Probabil. Da. Doamne, ce iubesc? Ține, Doamne, ce iubesc. În primul rând, eu am făcut-o pentru soția mea, pentru nevasta mea, pentru întregul meu. Așa am simțit, așa i-am cântat. Cât de frumos. Și pentru toate femeile. Cine? Corica? Cine, Cora? Ion Drăgan. A sunat-o chiar acum, în acest moment, pe Cornelia Duță și a spus că se vede foarte, foarte frumos. A spus că este de acord cu tot ceea ce ai spus și tu. Sunt convinsă că toți artiștii sunt de acord. Și să-și găsească și întregul prietenul meu, Drăgan. Nu știu, să-i cântăm și la nuntă eu cu Butilă, că noi suntem prietenii tăi. Și mi-a plăcut ultimele cuvinte. Ia vino, Maria, puțin. Ultimul vers. Că ai zis că o să intrăm în lut și ceva... Și rămân tăte pe pământ. Da, deci niște versuri extraordinare. Iar ce ai cântat prima dată, l-am auzit pe Mâțu și a zis, băi, a cui e piesa asta? Și ca prietenii noastre, Maria Butilă. El îl cânta, să știi. Bun. Îi plăcea foarte mult. Dragane, dacă vrei să te căsătorești, lăsăm desenele animate, devenim bărbați în adevăratul sens al cuvântului. Ce desene animate? Da, mă, se uită la desene animate. Dumnezeu, desene. Da, vorbesc serios. Se uită la desene animate. Da, când păi să vii mai stai cu aia, mici ai mei. Să te uiți la desene animate. La Tom și Jerry. Hai, măi. Păi eu am prins Mihaela, ai văzut, Drăgane? Ion trebuie să-și găsească una care să uite la Tom și Jerry. Cu el. Drăgănelu știe că îl iubim tare mult, ne este drag și de fiecare dată când avem emisiunea O seară cu cântec, ori scrie Coritei, ori ne sună și spune, băi, eu mă uit la voi, mi-a lăsat desenele animate la o parte și mă uit la O seară cu cântec. Gândește-te că eu am trăit cu ei acolo în Târgu Jiu 10 ani de zile din viața mea. Așa. Cei mai frumoși ani din tinerețe i-am petrecut acolo la Târgu Jiu. Și eu îi cunosc pe toți, și artiști, și lăutari, și cântăreți, și îi salut pe toți. Pentru ei să cântăm chiar acum. Pentru toată lumea. Toată lumea.
zgâlător, cu bucurii în suflet, cu patim și cu dor. Am anii mei trecuți, dar cât am să trăiesc, voi strânge-n brațe viața și am să tot iubesc. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum am trecut. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea, aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum am trecut. Aș colinda pământul mereu ca la început, să-mi trăiesc toți anii așa cum aș fi vrut. Bine!
Mă ia de însurat și mi-l-am întreprins tare.
ascuna. Mâine un ardelor nu le mai știu măsura. Să mă ia de însurat și mea la mândre prin sat. Ascuna, mâine un ardelor nu le mai știu măsura. Despre înceana când le fac, toate mândrele mă plac. Toate vor și trag la mine, ca la mirea de albine. Despre înceana când le fac, toate mândrele mă plac. Toate vor și trag la mine, ca la mirea de albine. Iubesc mândre pe plăcere, ca-și-a inima de-am cere. Sunt băia mândru fălos și iubesc ce e frumos. Iubesc mândre pe plăcere, ca-și-a inima de-am cere. Disprânceană când le fac, toate mândrele mă plac. Toate vor și trag la mine, ca la mirea de albine. Disprânceană când le fac, toate mândrele mă plac. Toate vor și trag la mine, ca la mirea de albine. Noi fi eu al mai frumos, dar sunt tare norocos. Cu sprânceana mea cea hoață, strâng orice mândruță-n braț. Noi fi eu al mai frumos, dar sunt tare norocos. Cu sprânceana mea cea hoață, strâng orice mândruță-n braț. Din sprânceana când le fac, toate mândrele mă plac. Toate vor și trag la mine, ca la mirea de albine. Din sprânceana când le fac, toate mândrele mă plac. Toate vin toate se duc ca albinele la stoc. Altceva mai bună ai de făcut. Pe viața mea eu mi stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului ce trebuie să-i dau. Pe viața mea eu mi stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului ce trebuie să-i dau. Sufletului ce trebuie să-i dau. Pe viața mea eu mi
mi stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului și trăpă să-i dau. Lume, și-am iubit-i numai treaba mea. Știu, măi lume, că dragostile tu ce-ai pus a mile număra. Dar eu vreau să-ți spun, drăguță lume, și-am iubit-i numai treaba mea. Pe viața mea eu mi stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului și trăbă să-i dau. Pe viața mea stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului și trăbă să-i dau. Întreagă, privind în grădina altuia, mai bine gândește ce poți face să îți schimbi în bine soarta ta. Decât să trăiești o viață întreagă privind în grădina altuia, mai bine gândește ce poți face să îți schimbi în bine soarta ta. Pe viața mea eu mi stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului ce trebuie să-i dau. Pe viața mea eu mi stăpână și aleg să fac, fac că eu vreau. Nu aștept ca nimeni să spună sufletului ce trebuie să-i dau.
jorii, uica mea cu șos, cu flori, coboară mândră, coboară unde ne-am iubit o vară. Trandafir și doi bujorii, uica mea cu șos, cu flori, coboară mândră, coboară unde ne-am iubit o vară. Ți-am umplut șorțul cu flori și tu mi-ai dat sărutări. Ne-am legat pe viața toată, nimeni să nu ne despartă. Uica neichi, ține minte ale mele trei cuvinte, dragostea-i aure și floare, fece de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica în coar, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trecaie. Să știm, de nimic nu vrem să știm, doar de dragoste vorbim. Mândru când ne întâlnim, de nimic nu vrem să știm, de nimic nu vrem să știm, doar de dragoste vorbim. Că avem la inimă dori și grădină două flori, mai frumoase n-am văzut atâta dragoste cât. Uica neichi, ține minte ale mele trei cuvinte, dragostea-i aure și floare, fece de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica în coar, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trecaie. Cine iubește să iubească, cine știe să trăiască, merg pe drum și mățul mare, nu mă dau pe oricare. Cine iubește să iubească, cine știe să trăiască, merg pe drum și mățul mare, nu mă dau pe oricare. Mă știe lumea în sat și puicuța cui sunt drag, că sunt om de omenie și iubesc ce-mi place mie. Uica neichi, ține minte ale mele trei cuvinte, dragostea-i aure și floare, fece de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica în coar, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trecaie. Să mă plin cu mândra sa, lăutarii țin pe brață, asta mai zic și eu viață. Dragă-mi e și mor de drag, să mă plin cu mândra sa, lăutarii țin pe brață, asta mai zic și eu viață. Doamne, ține-mă așa, cum îmi cere inima, oai mei pe lângă mine, sunt cel mai bogat pe lume. Uica neichi, ține minte ale mele trei cuvinte, dragostea-i aure și floare, fece de cine o are. Ia aminte, puica mea, și vino la neica în coar, doar întreba mulți plăcăi, nu mă dau pe trecaie. Lumea mea
odată și la carte și de el scam departe și de el scam departe lumea mea. Nu-i mai vede pe ogor că și-o făcut rostul lor, că și-o făcut rostul lor, dar lume dragă mama are griji bugăte, a ta să face de tăte lumea mea. O trudit-o viață întreagă și-a mui slabă și beteagă lumea mea. Stată iarba să crească și costa să ruginească și costa să ruginească, tată drag. Înghe voi cu bluc și car și nu trage la mar, și nu trage la mar, tată dragă, bătrâneța nu-ți dă pașe și avere n-ai cui face, tată drag. Ne-ntâlnim cu bine, tată drag. Iar fi, Doamne, cu putere să dau din măcar zașe înapoi, măcar zașe înapoi, dar lume dragă le-aș da nichinerei, cât am fost copil la ei în lumea mea. Doamne, Tu să le dai zile, că s-o trudi pentru mine lumea mea. Seara cu cântec, o seară cu cântec.
bucata vieții s-o opresc, mă. Acum când am de toate și-am făcut ca pomuroade, acum când am de toate și-am făcut ca pomuroade, lângă mine am trăit lăstare, 2005 una mare. Roată, roată, găsine pe loc. Roată, roată, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te-nvârtești. Roată, roată, și mă cărunțești. Și cinci, mă. Să țin viața în loc aici, când am 45, mai. Parcă sunt mai în puteri și mai mândru decât ieri, mă. Roată, roată, te-asine pe loc. Roată, roată, geaba că nu. Roată, roată, că tu te-nvârtești. Roată, roată, și mă-ncărunțești. Una întrece, altul vine, roata pe loc n-o pot ține. Se adună, copiii mă ajung din urmă. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Pentru ei aș opri roata, pe toți să-i ajute tata. Roata, roata, te-asine pe loc. Roata, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te-nvârtești. Roată, roată, și mă-ncărunțești. Constantin Măgurean, nu, e trebuie un microfon. Ce-am face noi dacă s-ar întoarce roata, e? Pe ce bine ar fi. Asta e? Asta l-am făcut cântecul ăsta când aveam 45 de ani. Da, da. Acum la 53... Bine, dar a râs ca la 40, așa că e bine. Ei. Te ții bine. Mi-a dat 1,65, dar nu m-am supărat. Aoleu! De ce? Mai aveam puțin și la lungeam pe George. Da? E, n-are nimic, cea mai frumoasă vârstă. Da. Adriana! Da? Mulțumesc frumos! Așa glumește el. Da? Da, într-adevăr. Vă mulțumim tuturor pentru că ați venit alături noi de noi în această seară. Mulțumim, Cora. Virginica Neagu, mulțumim din suflet. Te și eu vă mulțumesc, cu mare drag voi reveni. Mihai. Mulțumim de invitație, vă pup, vă iubesc. Ne revedem următoarea dată. Maria. Și eu vă mulțumesc de invitație și sper să ne revedem cu bine. Costică. Să fiți sănătoși și fără COVID, toți artiștii, la muncă! Doamne ajută! Bun, mulțumesc foarte, George! Mulțumesc Eino TV, mulțumesc Adriana, mulțumesc Cora, vă pup pe toți și vă văd mâine dimineață. Bun, la matinal și popular la colegii noștri, da? Bun! Simona! Uite așa luăm COVID-ul! Prin cântec! Mulțumim de invitație, Cora, te iubim! A fost o seară magică, cred că pentru toți. Mai venim și altă dată cu mare drag. A fost o seară cu cântec. Cu cântec! Clara, mulțumim din suflet! Mulțumesc și eu tare mult, vă mulțumesc pentru primirea extraordinară pe care mi-ați făcut-o. Abia aștept să revin. Încă o dată, la mulți ani, Clara! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru celorile care vin în prima audiție. A doua oră mai de băut. Da. A fost o seară specială. Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți cei dragi care ne urmăresc. Și noi îți mulțumim, Maria Pană.
Mulțumim pentru invitație, mulțumesc tuturor colegilor, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. O seară frumoasă în continuare și să ținem aproape de note. Doamne ajută! Anca! Mulțumesc frumos, Adriana, pentru invitație. A fost o seară splendidă. Și dacă îmi permiți, aș vrea să salut și eu toți fanii de pe Facebook. Suntem aproape 40.000. Da, noi, trebuie neapărat toți. Și mai ales pe cei din Slatina, pentru că îmi scriu foarte mulți din Slatina. Vă mulțumesc din tot sufletul și știu cântecele și îmi scriu despre cântecele mele și vă mulțumesc din toată inima. Și să știți că pe viața mea eu sunt stăpână în curând cu videoclip. Vă mulțumesc! Felicităm, succes și te așteptăm cu videoclip la noi, la seară cu cântec. Mulțumim! Mulțumim din inimă tuturor. Ei bine, dragii mei, rămâneți alături de noi pentru că noi vă dăm întâlnire când credeți. Joi, de la 20:30, cu o lansare de album Dan Dobo și cu mega, mega invitați, exact cum am avut eu în această seară. Mâine seară, nu uitați, colegul nostru, George Luca, din nou va pune rămășac pe folclor de la 20:30 și nu uitați de colegii noștri de la Matinal și Popular. 9 dimineața, fix pe Etno TV, vă serviți cafeluța și nu numai. Alături de Lavinia și Mihalis. Dragii mei, vă mulțumim! Vă mulțumim încă o dată! Seară frumoasă! Încheiem cu George Rotaru! La revedere! Vrei ceva, dar n-aș putea să știu ce-ți dorești. Mă joci cum vrei și dai și ei, nu-mi spui că mă iubești. Poate-i mai bine așa, din viața mea, să ne jucăm cu inima și dragostea. Să mă iubești. În fiecare zi aș vrea să fie vară, cu raze blinde să mă încălzești. În fiecare zi aș vrea o primăvară, un anotimp să mă iubești. În fiecare zi aș vrea să fie vară, cu raze blinde să mă încălzești. Ai ceva și dacă ai vrea, mi-ai spune tot ce simți. Cu vorbe dulci și ochii mari, în șoapte mă aliți. Poate-i mai bine așa, în viața mea, să ne jucăm cu inima și dragostea. În fiecare zi aș vrea un anotimp să mă iubești. În fiecare zi aș vrea să fie vară, cu raze blinde să mă încălzești. În fiecare zi aș vrea o primăvară, un anotimp să mă iubești. În fiecare zi aș vrea să fie vară, cu raze blinde să mă încălzești. Să mă încălzești.